Luca. Cele mai frumoase automobile de epocă pot fi admirate în aceste zile la Târgu Mureș. Peste 80 de proprietari de astfel de autoturisme din țară, dar și în străinătate, și-au dat întâlnire la Retroparada Primăverii. Ei vor tura motoarele la o defilare ce va avea loc pe străzile orașului, iar apoi se vor întrece într-un raliu. Pe platformă sau pe patru roți, zeci de automobile retro au ajuns la Târgu Mureș. Vechi de zeci de ani, bijuteriile pe patru roți sunt conduse de cei mai iscusiți șoferi. Evenimentul are mai multe probe de concurs. Zeci de automobile și de automobiliști au sosit din întreaga țară și nu numai aici, la Târgu Mureș, pentru a se bucura de raliul primăverii, raliul mașinilor clasice de primăvară. Proprietarii își îngrijesc cu mare atenție mașinile de epocă. Au investit în ele o mică avere. Raliul pare interesant. Este un Fiat 1200 Spider din 1961. Vin din București cu un Volvo Amazon modelul 123 GT din 1967. Am fost în Grecia la Acropolis, am fost în Belgia la Turul Belgiei. Anul de fabricație 1966. Multă pasiune și multă muncă am investit în ea. Am venit din București, Renault 16, an de fabricație 1968. Cu clasica, dar frumoasa noastră Dacie. Desigur, da. În competiție nu sunt numai bărbați. De data aceasta și doamnele concurează pentru un loc pe podium. Ne pregătim de raliu, suntem numărul 7. Pentru mine este al doilea raliu la Târgu Mureș. Anul trecut, din păcate, a trebuit să abandonez după prima zi, deși eram pe locul 2, pentru că am avut o problemă cu pompa de benzină. De la expoziție nu lipsesc mărci de automobile pe care le-am putut admira în pelicule celebre. Ajungem în anii 80-90, în care Mercedes-urile populau străzile din Manhattan. Toate aceste genuri de mașini pot fi văzute la raliul primăverii. Retromobilele pot fi admirate până mâine.